cel al sărbătorii, așa cum este el descris, cu sărbătoarea zimilor, cu sărbătoarea pascală. Apoi al doilea tablou se desfășoară cu 5 sau 6 zile înainte de Paști, în casa lui Simon Leprosu, la aceeași masă, stând Lazar cel înviat, cu Simon Leprosu, cu toată familia lui Lazar, cu momentul în care Maria toarnă acel mir de nard, de mare preț, pe capul Mântuitorului, cu clipa în care Iuda, cu ciudă, îl zice, dar dacă s-ar fi vândut mirul și banii s-ar fi dat la săraci, dar Ioan face o remarcă undeva și zice, dar el nu se gândea la săraci, ci se gândea la săracul de el, că de obicei lua banii care erau strânși acolo. Și am spus că acest al doilea tablou este tabloul dăruirii. Al treilea tablou e momentul în care Mântuitorul îi trimite pe ucenici să pregătească odaia cea de sus și șoc când sunt toți adunați acolo împreună, Iisus face următoarea afirmație. Unul dintre voi mă va vinde. Și fiecare pe rând se întreabă, Doamne, nu cumva sunt eu, Doamne, nu cumva sunt eu, Doamne, nu cumva sunt eu, inclusiv Iuda, care probabil era lângă Iisus. Așa cum v-am spus și data trecută, imaginea cu cina așa de taină, așa cum e în tabloul lui Leonardo da Vinci, e departe de realitate. Stau acolo așezați de parcă ar fi stat la poză, cum stăm noi câteodată. E departe. În realitate, cina pascală era la o masă în formă de U, probabil în stânga și în dreapta Mântuitorului. Din ce înțeleg eu, analizând fragmentele biblice care vorbesc despre acest episod, stau Ioan și Iuda, ucenicul pe care îl iubea Iisus. Că așa se prezintă Ioan. Dar să știți că Iisus îl iubea și pe Iuda, drept dovadă. Spune Biblia că atunci când și-a ales toți ucenicii, Domnul s-a rugat o noapte întreagă și l-a ales și pe Iuda, cu toate că știa că îl va vinde. Al treilea tablou a fost tabloul nu unei trădări, ci a unei mari iubiri. A iubirii lui Hristos față de Iuda, trădătorul. Și al patrea imagine e cea pe care o repetăm de fiecare dată aici. Când Domnul stă la masă împreună cu ucenicii și mănâncă cina pascală. E ceea ce fac evreii și în vremea noastră odată pe an la sărbătoarea Pesach, sărbătoarea Paștelor evreiești. Sărbătoarea la care ei celebrează eliberarea din robia egipteană. Și am zis că la masa asta erau 4 pahare pentru aia care se potihnesc în faptul că avem mai multe pahare. Știu că există o categorie de comentatori pe internet cărora le place să fie foarte vehemențe în lucruri care nu contează. Să știți că în vremea aceea, de fapt ca și astăzi, evreii care celebrează la masa pascală ieșirea din robia egipteană au și aveau 4 pahare. Primul se numea paharul binecuvântării, v-am spus, al doilea paharul judecății, al treilea e paharul răscumpărării. Probabil că în momentul când au avut în fața lor acest pahar al răscumpărării, Domnul Iisus instituie ceea ce noi numim astăzi cina Domnului, când spune, mai întâi frânge pâinea și spune, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Și apoi, ridicând paharul acesta, spune, acesta este sângele meu. În care erau în odaia de sus și se duc înspre muntele măslinilor. Acum când spune muntele măslinilor, în accepțiunea noastră, ca trăitor în zona asta geografică, când zici munte, te gândești la un deal foarte înalt. De fapt, în realitate, muntele măslinilor, pentru cei care ați vizitat Țara Sfântă, puteți să vă uitați și pe Google și veți vedea că nu e un munte foarte înalt, e ca un deal. Și la poalele acestui deal e o grădină numită Grădina Ghețimanii. Ne spune Scriptura că Domnul Iisus împreună cu ucenicii când coboară din odaia de sus până când ajung la poalele muntelui măslinilor, cântă o cântare. Ce imagine extraordinară! Ne spune Scriptura că era întuneric, era noapte, cu toate că era lună plină. De unde știm că era lună plină? Pentru că în funcție de asta se calculează în fiecare an sărbătoarea Paștelor. Acum nu vreau să intru în detalii de genul acesta, știu că unii se întreabă, dar de ce anul ăsta, de exemplu, avem Paștile în luna mai, în prima duminică din mai, în alta an avem în martie și așa mai departe. Are de-a face și cu lucrul acesta. Era lună plină, dar ne spune Biblia, spune Ioan, că atunci când Iuda, după ce a intrat diavolul în el, în inima lui, și după ce a hotărât, bun, el era deja decis să-l vândă pe Iisus, dar face ultimul pas. Când iese afară, e acolo un verset, e o propoziție scurtă, zice, era întuneric. Era întuneric spiritual
și nu numai. Și acum, data trecută am spus că cina Domnului este caracterizată de patru cuvinte. Și aceste cuvinte sunt sărbătoare, dăruire, iubire și jertfă. În această zi voi vorbi despre bătăliile, cele patru bătălii pe care Domnul le câștigă acolo, în ziua aceea. Sunt patru bătălii pe care Domnul le câștigă, ucenicii le pierd, multe dintre ele, și noi le pierdem la greu. Cele patru bătălii câștigate este titlul predicii din această zi de la cina Domnului. Prima bătălie câștigată de Domnul este bătălia rugăciunii. E o bătălie pe viață și pe moarte. Evanghelistul Luca, când vorbește despre momentul acesta, spune că sudoarea Domnului Iisus se transformă în strop de sânge. E atât de intensă bătălia asta în rugăciune. De trei ori se roagă și spune Biblia că se prăbușește cu fața la pământ și spune lui Dumnezeu Tatăl, Tată, îndepărtează de la mine paharul acesta. Nu se referă aici la paharul suferinței, cum cântăm noi în cântările noastre, ci se referă la paharul judecății lui Dumnezeu. Și dacă vă uitați în Vechiul Testament, în fragmentele mesianice care vorbesc despre acest moment, de fapt, la asta se referă. Și E o bătălie extraordinar de mare pe care Domnul o câștigă. Ucenicii o pierd, pentru că spune Biblia că ochii le erau îngreuiați de somn. Cum vedem câteodată și la biserică, cum vedem când e și timpul de rugăciune, cum vedem în general când e vorba de lucrurile spirituale. Domnul câștigă bătălia în rugăciune. A doua bătălie este bătălia pentru om. Dacă îmi zic pentru om, aduceți-vă aminte când Domnul e scos în fața mulțimii, cum zice Pilat? Iată omul. Când spun bătălia pentru om, mă gândesc la faptul că imediat după ce Domnul Iisus câștigă bătălia în rugăciune, apare Iuda, trădătorul, exact așa îl numește, se apropie împreună cu o cohortă mare, cu mulți oameni, să pună mâna pe Iisus. Și acolo o imagine extraordinară a ceea ce înseamnă omul, în toată decăderea lui morală. E Iuda, e Petru impulsiv, sunt ceilalți ucenici despre care spune Biblia că toți l-au părăsit în noaptea aceea și și-au găsit un motiv să se potihnească în el. E bătălia pentru om pe care Domnul o câștigă. Petru e pe punctul să o piardă. De ce? Că avea sabia pregătită să execute pe careva. Dar Domnul repară ceea ce Petru strică. Apoi a treia bătălie este bătălia pentru adevăr în cele șase judecăți prin care Domnul Iisus trece noaptea aceea și dimineața. Sunt șase. Trei evreiești și trei romane. E bătălia pentru adevăr când stă în fața lui Pilat și spune eu am venit în lumea asta să mărturisesc despre adevăr și Pilat întreabă retoric ce este adevărul până la urmă. Și Pilat nu știa că cel care stătea în fața lui era cu adevărat adevărul întrupat. Și a patra bătălie e o bătălie pe care o câștigă Petru. E bătălia pentru pocăință. Când în sfârșit își aduce aminte de cuvintele Mântuitorului Iisus, care îi spune, nu va cânta cocoșul, adică nu va răsări soarele, nu vor apărea zorii dimineții, până când tu, Petre, te vei lepăda de mine de trei ori. Și se încheie textul nostru în versetul 75, cu Petru, despre care spune Biblia, că a ieșit afară și a plâns cu amar. Câștigă bătălia aceasta. Sunt patru bătălii de la cina Domnului. E bătălia pentru rugăciune, bătălia pentru om, bătălia pentru adevăr și bătălia pentru pocăință. Acum nu știu cât de pasionat sunteți de istorie. Niciun amin. Dar dacă ne uităm în istorie, vom vedea că sunt bătălii extraordinar de importante care decid soarta umanității. De exemplu, e o celebră bătălie, bătălia de la Carchemiș, din anul 605 înainte de Hristos, când egiptenii împreună cu asirienii luptă împotriva Babilonului. O bătălie care schimbă istoria umanității. O altă bătălie celebră este bătălia de la podul Milvius, bătălia dintre Constantin, cel care va deveni după aceea Constantin cel Mare, care luptă împotriva lui Maxentius, care câștigă această bătălie. Sunt, dacă ne uităm în istorie, de asemenea, celebra bătălie de la Waterloo, în primul război mondial, de asemenea, în al doilea război, sunt multe bătălii câștigate. Și dacă am vorbit cu un expert în domeniul ăsta, și acum că e războiul ăsta din Ucraina, apar pe net și nu numai, apar în media tot felul de experți militari care în viața lor n-au fost în niciun război,
Dar dacă am vorbit cu un expert în armată, în modul cel mai real, ne-ar spune că există în orice bătălie momente decisive. Adică, probabil că fiecare dintre voi ați văzut măcar ecranizarea vreunei bătălii. Și există un anumit moment, un moment în care soarta bătăliei este decisă. Decisă de o mișcare făcută, de curajul unui om sau de curajul unor oameni. Un asemenea moment decisiv e aici, în Evanghelia după Matei, în capitolul 26. În capitolul acesta găsim, așa cum v-am spus, unele dintre cele mai impresionante clipe din viața Mântuitorului Iisus Hristos. Așa cum probabil deja ați călătorit împreună cu mine până în grădina Ghețimanii, la poalele muntelui Măslinilor, chiar în primul verset din textul nostru, în versetul 31 și în versetul 32 apoi, ne spune Biblia că Domnul Iisus le spune ucenicilor lui următorul lucru: în noaptea aceasta veți găsi toți câte un motiv să vă potihniți în mine și să vă îndepărtați de mine, să vă lepădați de mine. De ce spun asta? E foarte interesant, Ghețimanii, e din limba ebraică, e transliterarea a două cuvinte evreiești. Primul cuvânt este cuvântul gat, al doilea cuvânt este cuvântul șmanim. Gat înseamnă presă, șmanim înseamnă măsline. Adică grădina Ghețimanii era un loc în care oamenii se duceau cu măslinele ca să fie băgate la presă. De ce? Ca să se producă în felul acesta ceva care era mult mai de preț decât, în mod obișnuit, măslinele. Și anume, uleiul de măsline. Așa cum pe vremuri românii se duceau la moară, cei care sunteți mai în vârstă vă aduceți aminte, cu grâu, pentru ca din grâu să se facă făină. Astăzi procesul ăsta nu-l mai vede nimeni, omul se duce direct în supermarket. Așa se duceau în vremea aceea evreii cu măslinele acolo, în grădina aceasta. Ce e foarte interesant, că măslinele acestea, care în contextul de atunci nu erau foarte valoroase, după ce treceau prin grădina aceasta, deveneau de preț, deveneau valoroase. De fapt, dacă ne uităm la Mântuitorul Iisus, Mântuitorul trece aici printr-un proces de zdrobire. Nu întâmplător, grădina se numește grădina Ghețimanii. Grădina în care măslinele erau zdrobite. Dar mai mult decât atât, dacă ne uităm în text, vom vedea că Hristos Domnul e zdrobit pentru păcatele noastre aici. Și Domnul are nevoie ca ucenicii lui să-i fie aproape. Și le spune: în noaptea aceasta, voi n-o să fiți aproape de mine. Câștigă până la urmă bătălia în rugăciune, dar avea nevoie de ucenicii lui. Știți că în primă fază le spune tuturor: în noaptea asta, cu toți o să vă îndepărtați de mine. După aceea își ia trei dintre ucenicii lui. Vă aduceți aminte care? Sunt trei ucenici pe care Domnul întotdeauna îi ține mai aproape. Care sunt? Hai să vedem. Petru, e clară treaba, Petru și fiii lui Zebedei, Iacov și Ioan. Știți? E foarte interesant. Fiii lui Zebedei, dintre toți apostolii, e foarte interesantă istoria vieții lor. Iacov e primul care moare, Ioan e ultimul care moare. Iacov e primul martir al bisericii. Între ei moare și Petru ca martir. În anul 64, răstignit cu capul în jos, când spune: nu sunt vrednic să mor așa cum a murit Iisus Hristos. Prin urmare, nu pot să fiu răstignit așa cum ar fi trebuit să fi fost. Răstigniți-mă cu capul în jos, a zis el. Oamenii ăștia au fost aproape de Iisus în trei momente esențiale. Primul moment, să vedem, e momentul schimbării la față. Vă aduceți aminte de momentul acela? Când Domnul Iisus se duce pe muntele schimbării la față și ia împreună cu el trei ucenici. Sunt cei trei. Și acolo
Pe muntele schimbării la față, evanghelistul Luca, în capitolul 3, în capitolul 9, cu versetul 31, spune Biblia că alături de Domnul Iisus Hristos la transfigurare mai sunt doi oameni din Vechiul Testament. Cine își aduce aminte? Cine erau? Moise și Ilie. Astăzi comunicăm așa. Dacă vă antrenez pentru, știți, că la sfârșit îi întrebări și răspunsuri aici în holul bisericii. Știți ce discutau Moise și Ilie acolo? Spune Biblia în Luca, în capitolul 9, în versetul 31. Vorbeau despre sfârșitul lui Iisus, adică despre moartea lui Iisus. Apoi, mai târziu, Domnul Iisus îi ia pe ucenicii aceștia, îi ia într-o încăpere unde era o fetiță moartă, fetița lui Iair. Sunt singurii dintre ucenici care văd fata asta înviată, văd cu ochii lor. Petru, Iacov și Ioan. A treia oară când sunt luați de Domnul Iisus Hristos, e aici în grădina Ghețimanii, când Domnul Iisus Hristos, spune Biblia, că a simțit că sufletul lui e cuprins de o întristare de moarte, s-a mâhnit foarte tare și le-a spus ucenicilor, merge mai încolo, îi ia pe ucenicii aceștia trei alături de el, îi lasă pe ceilalți într-un loc și după aceea îi lasă și pe aceștia trei într-un loc și zice, mă voi duce mai încolo ca să mă rog. Pentru că sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. În lupta asta pe care Domnul o duce în rugăciune, poate părea ciudat, nicăieri, parcă nu vedem mai puternic umanitatea lui, el care era și este Dumnezeu din Dumnezeu și totuși om. Are nevoie de cineva care să-i fie alături. Știți ce spun ucenicii? Când Domnul le spune, citând unul dintre prorocii Vechiului Testament, pe Zaharia, care zice în capitolul 13, bateți păstorul și turmele și turma se va împrăștia. Știți ce spun ucenicii? Doamne, noi nu ne lepădăm de tine niciodată. Petru, purtătorul lor de cuvânt, spune, Doamne, dacă ceilalți se vor lepăda, că el în tot timpul e în concurență cu alții. Doamne, eu nu o să mă las de tine niciodată. Și Domnul îi spune, Petre, tocmai tu te-ai găsit să vorbești? Nu va cânta cocoșul la dimineață. Ce înseamnă asta? Adică nici măcar nu o să se va, era seara, nici măcar nu o să apară zorii dimineții până când tu deja te vei fi lepădat de mine de trei ori. Și Petru, ca să demonstreze că ceea ce spune e adevărat, continuă și zice, Doamne, eu dacă trebuie, eu mor pentru tine. Și știi ce spune Biblia acolo? Că și ceilalți ucenici au spus exact la fel. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Dacă Mântuitorul Iisus în lupta lui, în rugăciune, a avut nevoie de ajutorul celorlalți, cu atât mai mult avem noi nevoie de acest ajutor. Dacă vă întrebați ce rost are grupul de mijlocire al bisericii, oamenii aia pe care îi vedeți mai ales la cina Domnului rugându-se aici, sau pe care îi vedeți în fiecare duminică, înainte de începutul programului, într-una dintre sălile de aici, sau acolo la părintele și copilul rugându-se, ăsta e motivul. De aceea avem un grup de WhatsApp unde punem toate problemele mai importante pe care voi le aduceți. Pentru că aș vrea ca în Biserica Lumina să nu fie cineva care să trebuiască să se roage în singurătate. Pentru că avem nevoie de suportul acesta. Doamne, până la moarte, eu vin în biserica asta, până la moarte sunt gata să lupt în rugăciune. De aceea nu-i vom uita niciodată în rugăciunile noastre pe cei care trec prin momente grele. Știți, ne place tuturor Psalmul 23, da? Mai ales acolo, Domnul e păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic și am pune o poză cu un Mercedes dacă s-ar putea sub asta. Numai că la un moment dat zice, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții. Știți, dacă am putea să vorbim cu un cioban, da, n-am putut să ne permitem să aducem un cioban din Israel astăzi aici, sau din Orientul Mijlociu, având în vedere clima care e acolo și relieful și cât e de aridă zona, orice cioban de acolo ne-ar spune că cele mai grozave locuri pentru păscut oile sunt în văile adânci. De ce? Pentru că acolo sunt izvoarele. Și nu întâmplător spune Biblia, Domnul e păstorul meu și chiar dacă ar fi să trec prin vale, valea umbrei morții, acolo unde obișnuiau păstorii să ducă oile, oile nu voiau să ajungă acolo. De-aia spune, toiagul și nuiaua ta ce fac? Mă mângâie. Pentru că oile aveau nevoie de, nu știu cum să spun, îndemn, cum avem noi la rugăciune, de încurajare, între ghilimele.
ca să coboare acolo, pentru ca să cobori în văile acelea care erau adânci, nu întâmplător, zice, valea umbrei morții, pentru că în văile acelea era tot timpul un pericol pentru ele. Dar erau cele mai mănoase, cele mai bune locuri de păscut. Și ca păstorul să ajungă acolo, era un adevărat chin. Oile se încăpățânau și nu voiau să ajungă acolo. Nu întâmplător folosește Biblia comparația asta. Pentru că, dragii mei, cred că fiecare dintre noi am experimentat faptul că atunci când ajungem la presă, în Ghetsimani, atunci când ajungem în Valea Umbrei Morții, acolo gustăm cel mai mult din părtășia cu Dumnezeu. Câteodată Dumnezeu ne silește, ne obligă să ajungem acolo. Nu ne place să ajungem acolo. Cui îi place să ajungă în situații grele din viața lui? Dar trebuie să recunoașteți că în momentele cele mai grele v-ați rugat cu cel mai mult har. Trebuie să recunosc ca păstor, când mă uit peste adunare, îmi dau seama dacă un om trece prin momente grele după felul în care se roagă. Și îmi dau seama cât de liniștite sunt apele sufletului tău și netulburate de niciun gând atunci când totul băltește și e bine din punct de vedere uman în viața ta. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, Doamne, nu mă tem de nimic. De ce? Pentru că Tu ești cu mine. Prefer, Doamne, mai degrabă să cobor în văile adânci unde moartea umbrește la fiecare pas, dar să știu, Doamne, că toiagul și nuiaua Ta care mi-au dat imboldul să ajung acolo, să știu, Doamne, că Tu ești cu mine. Trebuie să recunoaștem că în momentele în care ne-am rugat, și voi trebuie să recunoașteți, cei care sunteți astăzi aici, că în momentul când ți s-a îmbolnăvit copilul, parcă ai fost mai aproape de Dumnezeu în rugăciunile tale, că în momentul în care ai pierdut banii, parcă a fost o altă dorință de a fi mai aproape de Dumnezeu, că în momentele când ai trecut printr-o traumă, printr-un necaz, printr-o suferință, au fost momente când parcă ai simțit tot mai mult cât de mult depinzi de Dumnezeu. Dar în momentul în care totul e bine în viața ta și ai senzația că depinzi de puterile tale, ei, în momentele acelea, apele liniștite ale sufletului tău parcă te îndepărtează de Dumnezeu. E o bătălie pe care și noi trebuie să o dăm. E bătălia în rugăciune. E o bătălie în care avem nevoie unii de alții. De aceea, aș vrea să le spun celor din Biserica Lumina, celor care trec în momentele acestea prin momente grele, situații grele, să știți că nu o să vă lăsăm singuri. Că ne vom ruga împreună cu voi. Că vrem să veghem împreună cu voi. Știți, Domnul Iisus se duce cu ucenicii, se prăbușește cu fața la pământ, ia pe cei trei care îi considera mai tari și se întoarce la ei și știți cum îi găsește. Uitați-vă la mine. Așa. Dormeau. Și Domnul îi zice lui Petru, spune în Biblia aici, Petre, n-ați fost în stare să vegheați un ceas. Tu ai zis că până la moarte. Dar acum nu ești în stare să veghezi, adică să te rogi împreună cu mine. Vegheați și rugați-vă, pentru că Duhul este plin de râvnă, îi spune Domnul acolo, dar carnea este neputincioasă. Și Domnul se duce încă o dată, se roagă. Un alt evanghelist spune că în momentul în care Domnul Iisus se ruga, Doamne, depărtează de la mine paharul acesta. Dar nu voia mea să se facă, ci voia Ta. La un moment dat vine un înger care să-l încurajeze. De ce vine un înger? Pentru că apostolii dormeau. Câteodată și noi ne trăim fiecare în mod egoist succesele proprii, realizările proprii, propria sănătate și uităm de ceilalți. Iată de ce e important să venim aici la biserică. Vreau să vă aduc aminte să continuați să vă rugați pentru cei bolnavi din biserica asta. Să o duceți mai departe rugăciunile voastre, de exemplu, pe Lavinia, pe George, ca Dumnezeu să continue să lucreze în viața lor. Ca Dumnezeu să desăvârșească lucrarea începută și să dea vindecare totală în viața lor. Și aș vrea asta pentru fiecare dintre voi. Pentru fiecare persoană din locul acesta. N-aș vrea să te simți la un moment dat în situația asta sau să te trezești în situația în care trebuie să trimită Dumnezeu un înger. Când vrea Dumnezeu să te mângâie, să trimite un înger. Și știți că un înger nu trebuie neapărat să fie o ființă angelică. Angelos în grecește înseamnă trimisul lui Dumnezeu. Dar e mai mare rușinea pentru noi ca biserică să nu fim în stare să ne rugăm pentru oamenii noștri și să trebuiască Dumnezeu să trimită pe altcineva din altă parte. Pe ai noștri din spital să nu-i vizităm noi și să-i viziteze un alt înger. Trimite Dumnezeu acolo pentru altă situație.
Pentru că până la urmă rostul bisericii e ca în lupta asta pe care fiecare dintre noi o ducem în rugăciune. Niciunul dintre noi să nu luptăm singuri. Tată, nu voia mea să se facă, ci voia ta. Și apoi un moment acolo în care Domnul Iisus, când vine a treia oară și a doua oară găsește adormiți. Ce să mai zici? Și a treia oară când vine, spune Biblia că trădătorul se apropia. Știți ce e interesant? Când ucenicii dorm, diavolul lucrează. Să știți asta. Când noi venim la biserică și suntem pe pilot automat, uite, când stăm, fiecare ne vedem de ale noastre, venim doar să ne facem norma, sau când unii dintre voi, dragii mei, stați acasă și în dimineața asta ați fi putut să fiți undeva la biserică, dar n-ați făcut-o. Să știți că diavolul își duce mai departe planul lui. Iuda, trădătorul, spune Biblia că era împreună cu ceilalți pregătiți să vină, să pună mâna și să îl aresteze pe Iisus. Tot aud în ultima vreme, mai ales în lumea carismatică, și n-am nimic cu nimeni, să nu mă înțelegeți greșit, dar tot aud în ultima vreme spunându-se, noi proclamăm victoria. Vreau să vă spun ceva. Înainte de victorie, trebuie să fie o luptă. Nu există victorii fără lupte. Putem spune, da, Dumnezeu este sursa biruinței noastre. Dar înainte de a avea parte de biruință, trebuie să lupți. Înainte ca Domnul Iisus Hristos prăbușit să spună, Tată, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Trece prin bătălia asta rugăciunii. Ce interesant, v-am spus că cei trei ucenici sunt alături de Domnul Iisus Hristos în trei momente care sunt legate de un singur subiect. Știți care e subiectul? Moartea. Și acolo pe muntele schimbării la față, Ilie și Moise vorbesc despre moartea lui Iisus. Și când stau în casa lui Iair, văd pe fata aia cum înviază. Și aici, în grădina Ghețimanii, Domnul se uită la ei și le spune, sufletul meu este cuprins de o tristare de moarte. Pentru că vă spun ceva, nu există moment în viața vreunui om când să se simtă mai singur decât în momentul în care se apropie de moarte, pentru că suferința și durerea și apropierea de moarte îl însingurează pe om. Dintr-o dată se simte în afara cetății. Și omul are senzația că e abandonat și că e părăsit. Și ăsta e rostul nostru ca ucenicii Domnului Iisus Hristos, care suntem aici adunați în jurul crucii lui Iisus Hristos. Să nu uităm că avem de data această bătălie, o bătălie în care trebuie să câștigăm. Când noi stăm liniștiți, când noi nu ne rugăm, când noi nu venim la biserică, când noi nu ne închinăm, să știți că diavolul își duce mai departe planul lui. El se pregătește cum să te lovească, cum să-ți distrugă relațiile, cum să-ți distrugă viața. În timpul în care tu stai liniștit și nu veghezi, nu întâmplător, și vă spun încă o dată, Domnul Iisus, când se întreabă ucenicii cum va fi treaba cu sfârșitul lumii, le spune, nu-i treaba voastră. Știți care e treaba noastră? Vegheați, vegheați. De asta e important să fim la rugăciune, de aceea sunt importante disciplinele spirituale, de aceea trebuie să ne păstrăm relația cu Dumnezeu vie, vegheați, e o bătălie, nu-i ceva ușor. Nu poți avea biruința asta dacă nu lupți mai întâi rugăciune. A vrea ca biserica asta să fie o biserică plină de oameni care să fie gata să lupte rugăciune. Al doilea lucru. A doua bătălie. Bătălia pentru om. Domnul Iisus spune, se apropie vânzătorul. Și cred că vă aduceți aminte de momentul acela când mai întâi le spune, dormiți de acum și odihniți-vă, în versetul 45. Iată că ceasul fiul omului a venit. Pentru că sunt momente când e prea târziu să te mai rogi. Prea târziu. Momentul să te rogi acum. Dar vine un moment când Domnul zice, acum poți dormi. Nu mai contează. Și în versetul 46 zice, iată că se apropie vânzătorul. Și în versetul 47 zice, o gloată mare împreună cu Iuda se apropie de Domnul Iisus. Iuda le spusese acestor oameni, cel pe care îl voi săruta eu, ăsta e semnul, este Iisus. Faptul că Iuda zice asta mă face să cred că Domnul Iisus n-avea ceva distinctiv. Adică, nu știai că Domnul Iisus, mă, e ăla care are 2 metri, e ăla care are 1,5 metri, e ăla care are aură în jurul capului, e... Nu.
Putea fi oricare. N-avea nimic care să-ți atragă privirea, zice Isaia, dacă vă aduceți aminte. Era un om ca toți ceilalți. Noi știm din Scripturi că era Dumnezeu din Dumnezeu, dar în același timp, totuși om. Iuda le spune celor cu care s-a dus acolo, le zice, cel pe care îl voi săruta eu, acela este. Și dacă ne uităm, Mântuitorul are o reacție. Când în versetul 49 vine Iuda și zice, plecăciune ție, învățătorule, și apoi îi dă sărutarea aceea frățească, Domnul, știi care e răspunsul Domnului Iisus? Ar fi putut să-i spună, mă, tu ai stat lângă mine 3 ani, ești un nenorocit. Știți cum îi zice? În versetul 50, prietene, ce ai de făcut să faci? Fă repede. Ce interesant, Iuda, știți ce înseamnă Iuda? Înseamnă lăudat să fie Domnul. Când părinții i-au dat numele ăsta, au fost bucuroși. Domnul i-a dăruit un copil și a zis, lăudat să fie Domnul. Știți cum îl numește Domnul Iisus? Fiul pierzării. Cum e posibil? Și uitați-vă la noi oamenii. Cum e posibil ca lăudat să fie Domnul să se transforme atât de repede în fiul pierzării? Ce înseamnă fiul pierzării? Adică ăla care pierde. Ori pe ce pune mâna, se risipește. Cum a fost posibil ca tu, copil adus la binecuvântare, fata adusă la binecuvântare, din familie de oameni credincioși, din lăuda să fie Domnul, să te transforme atât de repede în fiul sau fiica pierzării, pierzând și risipind toate lucrurile bune pe care le-ai avut în viața ta? Îl vedem pe om aici în toată urâțenia lui, în toată ipocrizia lui. Ăla pe care îl sărut, el este. Și Domnul se uită la el și spune, prietene. Dar mai vedem pe om în toată nervozitatea lui. Îl vedem pe Petru, impulsivul Petru, care spune Biblia că scoate sabia. Evanghelistul Matei nu ne spune cine a fost. Zice, unul dintre ucenici a scos sabia și a tăiat urechea robului marelui preot. Știți cine ne spune cine a fost cu sabia? Care evanghelist? Hai să vedem. Știți cu cine e în concurență tot timpul Petru? După înviere, cu cine aleargă spre mormânt? Vă mai aduceți aminte? Care ajunge primul? Cine? Ioan. Și Ioan îl dă de gol. Matei nu zice nimic, dar Ioan zice, ăla care a scos sabia, vă zic eu, a fost Petru. Petru era un pescar bun, dar spadasin foarte prost. Slavă Domnului pentru asta. Pentru că probabil în intenția lui a fost aceea de a demonstra că e gata să moară pentru Domnul și era gata să taie capul acestui om cu numele Malhu, dar pentru că el nu prea se pricepea bine, i-o tăia numai urechea. Slăvit să fie Domnul. Și ce face Domnul Iisus? Îi spune Petre, tu nu poți să înțelegi. E planul lui Dumnezeu să trec prin toate aceste lucruri. Parafrazez doar de ce spune Domnul. Cine scoate sabia, de sabie va pieri. Și apoi, ultima minune pe care o face Domnul Iisus înainte să fie pus pe cruce, știți care e? Asta. Repară urechea, o operație estetică și nu numai, pe care o aplică lui Malhu. E ultima minune pe care o face Domnul și dați-mi voie să vă spun, minunea asta o face Domnul în trupul lui Hristos astăzi, zi de zi, pentru că avem o grămadă de oameni impulsivi și suntem o mulțime de oameni, la fel ca și Petru, gata să scoatem sabia adevărului și a cuvântului și să luăm noi apărarea lui Hristos. De parcă Dumnezeu nu s-ar putea apăra singur. Cât n-avem online, gata să apere și în stânga și în dreapta și dau cu versete și l-am tăiat și pe ăla, l-am tăiat și pe ălălalt și l-am tăiat și pe ălălalt. Cu ce? Cu sabia asta a cuvântului lui Dumnezeu. Și trebuie Domnul Iisus Hristos să repare ceea ce noi în prostia noastră, la fel ca Petru, stricăm. Știți, Spurgeon zicea, parafrazez doar, zicea el în ultima vreme, da, în vremea lui, o mulțime de oameni care spun, trebuie să-L apărăm pe Dumnezeu și Biblia. Dumnezeu și Biblia n-au nevoie să fie apărate. Dumnezeu se apără singur. Biblia e ca un leu, zicea Spurgeon. Ea se apără singură.
Ea trebuie doar proclamată. Domnul Iisus după înviere, și-a mai spus asta, dar îmi place să zic că se leagă aici, nu le spune ucenicilor, mergeți în toată lumea și demonstrați că am înviat. Nu. Mergeți în toată lumea și proclamați că sunt viu în vece vecelor. Mă înțelegeți ce vă spun astăzi? E o bătălie pentru om. Pentru omul ăsta impulsiv, pornit să facă lucruri prostești, același Petru care spune în Matei 16, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, la câteva minute după aceea când Domnul îi spune că trebuie să moară și să fie răstignit, zice să te ferească Dumnezeu de așa ceva și Domnul Iisus îi spune aceluiași Petru, înapoi a mea, Satan. Pentru omul ăsta se luptă Hristos. Și fiecare dintre noi am putea să ne regăsim într-un fel sau altul, fie în Iuda, fie în Petru, cu toate lucrurile. Nu vreau să dau exemple, că fiecare dintre noi ne regăsim acolo. Bătălia asta pentru om o câștigă Hristos când vine vorba de cruce și de patimi. Pentru că El, așa cum spune Apostolul Pavel, care era fără păcat, a fost făcut păcat pentru noi. Pentru ca în Hristos noi să fim socotiți neprihăniți. Slăviți să fie numele Lui. Mai zic o dată, slăviți să fie numele Lui. Punctul 3. Dar o vii să mă ajut ca să nu mă lungesc. Aici ești. A treia bătălie este bătălia pentru adevăr. Vă aduceți aminte că v-am spus câte judecăți, prin câte judecăți a trecut Iisus? Câte, am zis. 6. Nu punem la vot chestia asta. Dar sunt 6 judecăți prin care trece Domnul Iisus. După ce este prins și după ce Domnul Iisus îi spune lui Petru ceva, îi zice, fii atent, Petre, eu n-am nevoie să mă aperi tu. Eu, dacă aș fi vrut, l-aș fi rugat pe Dumnezeu să-mi trimită legiuni de îngeri. 72.000 de îngeri. Ia gândiți-vă, în Vechiul Testament, un singur înger omoară 180.000 de oameni ca Dumnezeu să distrugă Sodoma și Gomora pentru păcatul de acolo. Știți câți îngeri trebuie să meargă? 2. Dar 72.000 de îngeri. Domnul spune lui Petru, Petre, n-am nevoie să mă aperi tu. Dacă rog pe tata, tata îmi trimite 72.000 de îngeri. M-am gândit de ce Iuda vine cu așa mulți oameni. Unii sunt de părere că e vorba de 600 de soldați, alții sunt de părere că sunt 200, dar oricum mulți. Nu știu la ce s-a gândit Iuda. Aveți grijă că face o minune. Păi dacă Domnul voia să facă o minune, ce erau 600, ce erau 200, îi termina pe toți. Aici arată faptul că Iuda îl cunoștea atât de puțin pe Iisus. Am zis că a treia bătălie este bătălia pentru adevăr în judecățile acestea. De ce? Pentru că în judecățile acestea era foarte clar. Marii preoți l-au prins cu gândul să îl condamne la moarte. Și dacă vă uitați, veți vedea că e un proces regizat din toate punctele de vedere. Ei își încalcă, de exemplu, în Mișna, unde sunt trecute 18 reguli pentru ca un proces făcut de Sinedriu să fie valabil. În Mișna, una dintre regulile acestea e că un proces nu poate avea loc noaptea. Tot procesul e noaptea. Ei își încalcă propriile reguli. Urmează o vorbă care zice, dacă nu poți avea un avocat care să cunoască legea, măcar fă-ți rost de unul care să cunoască judecătorul. Treaba era clar. Era rezolvată, era regizată. Spune Biblia că au adus o grămadă de martori mincinoși. Mă, și martorii aia mincinoși, mai mare râsul, n-au găsit nimic. Doar 2 îs la un moment dat, care vin cu o mărturie, spun niște cuvinte pe care Domnul chiar le-a spus. O zis că strică templul și îl rezidește 3 zile. O zis, dar o scos din context vorbele acestea. Domnul trece prin 6 procese. 3 evreiești, 3 romane. Mai întâi, este dus la marele preot Ana. Nu era el mare preot în anul acela, ci era Caiafa, care era ginerele lui. Da? În mod normal, dacă erai mare preot, mureai așa. Deci nu puteai să fii schimbat. Da? Dar romanii aveau atunci o influență extraordinar de mare. Nu știm din ce motive l-au schimbat pe marele preot Ana, dacă să fie treaba bună din punct de vedere politic, l-au pus pe ginerele lui. Da? Ce bine seamănă, vremurile nu se schimbă. De asemenea, știm din istorie că Ana
care nu era în mod oficial marele preot, era ginerele lui Caiafa, dar de fapt tot el era șeful, avea 4 fii care controlau tot ce mișcă în templu. Ei controlau schimbătorii de bani. Vă dați seama cât de mult îl iubeau ăștia pe Iisus. Vă aduceți aminte că Iisus intră în templu cu schimbătorii de bani. Deci ăștia aveau o boală pe Iisus extraordinar de mare. Nu-l suportau. Mai întâi este dus la marele preot Ana, apoi la Caiafa. Apoi, al treilea proces, înainte să răsară soarele, înainte să cânte cocoșul, e momentul cu Petru care era acolo, e procesul făcut de Sinedriu sau Sanhedrin, care era un fel de parlament evreiesc, dar care nu avea autoritate civilă, ci mai mult una religioasă. Și n-aveau drept de moarte, romanii luase dreptul de moarte, ei n-aveau dreptul să mai decidă cine e condamnat la moarte. De aceea, după ce a fost judecat a treia oară, a trebuit să fie dus în fața lui Pilat. Pilat, dându-și seama că Iisus e nevinovat, încearcă să găsească o scuză, află că e Irod prin zonă, e din Galileea. Irod e șef acolo. Să-l trimitem la Irod, care era acolo, în apropiere. În fața lui Irod nu scoate niciun cuvânt. Asta este a cincea judecată. Și a șasea se reîntoarce la Pilat. Pilat, vrând cumva să-l salveze, crede că până la urmă bunul simț va învinge. Dar din păcate nu învinge de multe ori. Îl aduce în fața mulțimii și le spune: pe cine îl vreți, pe el sau pe Baraba? Iată omul. Și mulțimea manipulată de marii preoți, așa spune Biblia, au strigat: îl vrem pe Baraba, îl vrem pe Baraba. E o luptă pe care Domnul o duce pentru adevăr. E întrebat acolo de mai multe ori. La un moment dat îl întreabă marele preot Caiafa, îl întreabă: ești Hristosul? Când vede că treaba nu merge cu martorii mincinoși, îl întreabă direct: ești Hristosul? Și Domnul îi răspunde, spunând clar adevărul: da, sunt. Ba mai mult, de acum mă veți vedea stând la dreapta puterii lui Dumnezeu. Îl veți vedea pe Fiul Omului, zice versetul 64, stând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Și spune Biblia că marele preot, când aude chestia asta, își rupe hainele după legea Vechiului Testament. Marele preot n-avea voie să rupă veșmântul ăla, doar în caz de blasfemie. Și faptul că își rupe hainele, practic e o formă de a declara, asta este o blasfemie. Domnul luptă pentru adevăr, el fiind adevărul. Dar știți cum e cu adevărul în lumea asta? E o fabulă care spune că odată minciuna a invitat adevărul la restaurant. Și a mers în oraș. Minciuna stătea bine, adevărul slab, flămând. Și s-au dus la masă și au mâncat. Evident, minciuna au comandat tot ce era mai scump. Și când a venit vremea să plătească, s-a uitat, o chema chelnerul, și a început să facă un scandal. Și a început să găsească tot felul de motive ca să nu plătească. Să inventeze, să spună calomnii, minciuni. Și săracul chelner era pus în situația în care trebuia să plătească o notă de plată imensă. Și în timp ce stătea spășit acolo și minciuna îl bombarda și în stânga și în dreapta cu minciuni, adevărul care era dincolo și el, chelnerul disperat strigă: unde ești tu, adevărule? Și adevărul de la masă de dincolo zice: sunt aici, dar am mâncat și eu. Mă înțelegeți despre ce e vorba? Vedeți ce este adevărul? Unii au senzația că adevărul e părerea lor. Și ăștia de obicei pe net zic, ăștia care zicem adevărul, care spunem adevărul, nu suntem acceptați. De obicei își pun părerea lor, nu e adevărul. Și mai ales e adevărul despre alții, nu despre ei. Ne place să zicem adevărul despre alții, mai puțin despre noi. Domnul Iisus Hristos câștigă bătălia aceasta. Stă cu demnitate în fața judecății și spune: adevărul sunt eu și adevărul vă va face liberi. A patra bătălie este bătălia pentru pocăință. Pentru că acolo, după ce e rostită a treia sentință cu moartea, acolo în curtea marelui preot, de departe, spune Biblia că îl urmase și Petru să vadă ce se întâmplă. Era de departe. Dacă până atunci fusese aproape, momentul ăsta îl îndepărtează de Iisus. Ar fi trebuit să-l apropie, dar îl îndepărtează.
Și la un moment dat apare parcă de nicăieri o slujnică și îl vede și zice: tu ești din Galileea. Fața te dă de gol. Știți? Mai ales când mergi prima dată, am mai povestit lucruri de genul ăsta, când ești provincial și mergi undeva, după accent te știe lumea. Bă, tu ești din Ardeal. Sau ești din Oltenia, că vorbești rapid. Sau ești din partea aia de țară, sau ești din Cluj. Și parcă-l văd pe Petru care încerca să se ascundă, dintr-o dată cât de nervos e. Nu, neagă. Nu știu despre cine vorbești. Știu că și tu ai fost cu el. Și femeia asta începe să vorbească tare și lui e rușine și se ridică și dă să iasă afară. Și o altă slujnică vine și strigă mai tare: el îi. Și începe să se blesteme, spune Biblia. Foarte interesant cuvintele folosite în original. Zice că se blestemă pe propria viață și să jure: nu sunt eu. Nu-l cunosc pe acest Iisus. Nu știu despre cine e vorba. Și după aia vin și ceilalți și întreabă. Și de fiecare dată Petru parcă și mai hotărât și mai ferm. Dar în ultimul verset, înainte, în versetul 74 și 75, zice Biblia că Petru aude ceea ce îi spusese Domnul Iisus cu o seară înainte. Și își aduce aminte de cuvintele lui Iisus. Și ce face? Spune Biblia că a ieșit afară și a plâns cu amar. De 3 ori se leapă de Iisus Hristos. Știți că de 3 ori îl întreabă Domnul Iisus după aceea, după înviere, și o să ne apropiem de momentul în care ne vom închina lui Dumnezeu și prin cântare, dar mai ales ne vom închina lui Dumnezeu prin cina Domnului. În Ioan capitolul 21, după înviere, Domnul Iisus stă față în față cu Petru. Știți ce îl întreabă? Cine mai știe? Petre, mă iubești tu mai mult decât ceilalți? Ah, Doamne, același Petru, cum să nu te iubesc? Și Domnul întreabă a doua oară: Petre, mă iubești? Și parcă a doua oară, parcă nu mi-e vine să fie la fel de hotărât. Da, Doamne, te iubesc. Paște oile mele, paște mielușeii mei, spune Domnul. Și a treia oară, Domnul îl întreabă încă o dată: Petre, hai să fim sinceri, de 3 ori te-ai lepădat, de 3 ori îl întreabă, de 3 ori a dormit în grădina Ghețiman, de 3 ori la fel ca și ceilalți. Și îl întreabă a treia oară: Petre, da, sincer, mă iubești? Și Petru de data asta, știți cum a trebuit să facem și noi în această dimineață? Zice: Doamne, Tu toate le știi. Știi că Te iubesc. Și după aia Domnul face ceva, îi spune lui Petru, dar nu, doar vă parafrazez, îi spune că va muri ca martir. Îi zice: câtă vreme erai tânăr, te încingeai, mergeai unde voiai, dar vine vremea când alții te vor lega. Adică Ioan dezvăluie și spune, zice, dezvăluie cu ce fel de moarte va proslăvi pe Domnul Petru. Îi spune: Petre, dacă mă iubești cum te lauzi, atunci să știi că vei muri ca martir. Și după aia îi zice ceva: vino după mine dacă mai poți. Și acolo o propoziție scurtă și zice: Petru s-a dus după Iisus. Dacă mi-ar spune mie Domnul în această zi, dacă ți-ar spune ție Domnul că o să mor ca martir, ai mai fi în stare să-i spui: da, Doamne, Te iubesc. Da, Doamne, Te iubesc. Aș vrea la cina Domnului în această dimineață să ne aducem aminte de toate momentele în care L-am trădat pe Hristos. Fiecare dintre noi. Cu faptele noastre, cu vorbele noastre, cu gândurile noastre. Și aducându-ne aminte de asta, să știți că nu L-am surprins pe Hristos cu asta. Deloc. El știa cine suntem. Și exact cum i-a spus lui Petru: Petre, te dai tu mare. Te dai tu mare pocăit, te dai tu mare om al rugăciunii, că te lauzi, că mergi la toate programele, că să vezi că-ți boteza cu Duhul Sfânt, că nu știu ce. Dar vreau să spun ceva. Până la dimineață te-ai lepădat de mine de 3 ori. Dar când Petru își aduce aminte de asta, spune Biblia că a plâns cu amar. Știți ce aș vrea în această zi? Frați și surori, oameni dragi, și cei care o să vă împărtășiți și cei care nu o să vă împărtășiți, aș vrea împreună în această zi să ne aducem aminte de cuvintele lui Iisus Hristos și cuvintele lui Iisus Hristos să fie un motiv de pocăință pentru fiecare dintre noi, să fim gata să ieșim afară din preocupările noastre, din gândurile noastre, din ceea ce suntem obișnuiți să gândim în clipe de felul acesta și să ne plângem toate falimentele înaintea lui Dumnezeu. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic.
Și dacă Domnul a hotărât să treci prin valea umbrei morții, Dumnezeu te-a coborât în valea umbrei morții, acolo Dumnezeu e cu tine și Dumnezeu va face lucruri extraordinare în viața ta. Aș vrea să ne ridicăm împreună în picioare. Invit în față echipa de închinare. Vom cânta împreună o cântare pe care o cunoaștem. Vom cânta despre Mărețul Har. Dar aș vrea ca această dimineață să fie una mai specială. Știu că întotdeauna la cina Domnului e un moment special. Dar aș vrea în dimineața asta, cu totul și cu totul altfel decât am făcut-o în ultima vreme, când am observat că unii dintre noi venim și la cina Domnului, dar suntem cu gândurile noastre, cu preocupările noastre, aș vrea să ne apropiem în mod special de ceea ce reprezintă trupul și sângele lui Hristos. Aș vrea acolo unde sunteți să faceți liniște în voi. Aș vrea să închideți ochii, am rugămintea asta. Știu că dacă stăm cu ochii deschiși, ne vom uita la ce se întâmplă în jurul nostru. Aș vrea să stăm cu ochii închiși. Sunt 4 bătălii pe care le avem de dat și noi astăzi. E bătălia în rugăciune. În momentul ăsta aș vrea să câștigi această bătălie. Vreau să stai cu ochii închiși și în adâncul ființei tale, cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu, și să-i spui și tu lui Dumnezeu: Doamne, nu voia mea să se facă, ci voia ta. Apoi aș vrea să dai această bătălie pentru adevăr în inima ta și să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, iartă-mă că n-am trăit întotdeauna în adevăr. Aș vrea acolo unde ești, aș vrea din toată inima să recunoști înaintea lui Dumnezeu că nu ești decât un simplu om, câteodată impulsiv, câteodată trădător, la fel ca Iuda, dar întotdeauna iubit de Dumnezeu. Și chiar dacă ești ca Malhu, rănit, mâna Domnului Iisus Hristos te poate vindeca în această dimineață. El îți poate vindeca sufletul, El îți poate vindeca sentimentele, El îți poate vindeca viața, El e gata să se atingă de tine. E o bătălie pe care o avem de dus în această dimineață. Dar aș vrea să fiți gata să luptăm pentru pocăința noastră ca Petru. Și dacă îți aduci aminte de cuvintele lui Iisus Hristos și în același timp îți aduci aminte de trădările tale, de vorbele spuse pe care n-ar fi trebuit să le spui, de faptele făcute pe care n-ar fi trebuit să le faci, pocăiește-te înaintea lui Dumnezeu. Plângi înaintea lui Dumnezeu la fel ca Petru. Și Domnul te va întreba: mă iubești, mă iubești, mă iubești, ești gata să spui lui Dumnezeu: Doamne, te iubesc. Tu toate le știi. Doamne, știi ce e în inima mea. Haideți să începem să ne închinăm lui Dumnezeu cântând și să spunem: Mărețul Har m-a mântuit. Dar aș vrea să cântăm cântarea asta cu ochii închiși, rugându-ne. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne cerceteze în mod special în această dimineață. E dimineața cinei Domnului, în care proclamăm că e ceva care a schimbat viața noastră.